Salut și bine v-am găsit la un nou tutorial pe PC Config. Numele meu este Dragoș și astăzi o să vă prezint două programe gratuite care ajută la mărirea performanței calculatorului și la optimizarea acestuia. Cele două programe se numesc Wise Registry Cleaner și Wise Disk Cleaner. Eu am comparat aceste două programe cu celebrul soft de întreținere a calculatorului numit CCleaner și am observat că cele două programe au câteva opțiuni în plus. O să vi le arăt puțin mai târziu. Acum o să deschidem browserul și o să mergem să le descărcăm. Pe Google scriem Wise Disk Cleaner. Ne ducem pe primul rezultat. Dăm click aici sus pe Download. Primul program pe care o să-l descărcăm este Wise Registry Cleaner Free. Dați click aici pe Free Download și o să-l descărcați. Pe urmă mergem puțin mai jos și avem al doilea program, Wise Disk Cleaner Free. Îl descărcați și pe acesta. Eu le-am descărcat puțin mai devreme. O să închid browserul și o să aduc executabilul de la primul program, de la Wise Registry Cleaner, și o să începem instalarea. Dăm click pe Next. Debifăm aici ca să nu ne aplice acest toolbar. Iarăși Next, acceptăm licența, aici debifăm ca să nu ne trimită anunțuri și știri prin e-mail, în cazul în care introduceți e-mailul o să vă anunțe prin, o să vă trimită știri și anunțuri, eu am debifat, o să dăm click pe Next, iarăși Next, eu o să debifez aici ca să nu-mi facă o iconiță în Quick Launch și las doar prima opțiune bifată și ultima. Pe urmă iarăși Next și Install. S-a instalat, încă o dată Next, debifăm aici și Finish. O să dau deoparte executabilul și avem două iconițe. Cu această iconiță o să deschidem programul. Aici ne-a apărut un pop-up în care ne spune că e prima dată când am deschis programul și ei ne recomandă să facem un backup. Eu o să bifez aici ca să nu mai apară acest mesaj și o să dau click pe Now. Acum o să încadrez fereastra programului în captură ca să vedeți și voi mai bine. Așa, iar aici sus avem butoanele principale cu care vom lucra. Aici avem butonul de scanare, o să dăm click și o să înceapă să scaneze aceste categorii. Aici în partea stângă jos avem această bară de progres care ne arată scanarea. Eu o să pun în pauză și o să revin când se va finaliza scanarea și o să vă arăt ce trebuie să faceți în continuare. Am revenit, acestea sunt rezultatele scanării, acum nu ne mai rămâne decât să dăm click aici pe fix și o să ne șteargă ce a rezultat în urma scanării. Iar acum avem butoanele, acele opțiuni de care ziceam la începutul tutorialului, butonul de backup, de restore și de defragmentare. Putem să facem backup la registri, să creăm un punct de restaurare sau să facem backup la registri. De aici restaurăm backup-ul pe care l-am făcut. La defrag, dacă dăm click aici pe Analyze Registry, o să înceapă să analizeze registrii, iar după ce o să se termine de analizat, veți da click aici pe Defrag Registry și o să înceapă să defragmenteze registrii. O să mergem pe setări. Avem 4 categorii. Prima este general. Aici debifăm auto-get newsletter ca să nu ne trimită acele anunțuri. Oricum noi nu am introdus adresa de e-mail. Check new version o să pun pe never pentru că nu vreau să caute după versiuni noi. Iar aici lăsăm aceste opțiuni bifate. La default language lăsăm pe engleză pentru că nu cred că avem română, nu avem.
Default Style, avem două teme, Magic și Cool Black. Dacă dăm pe Cool Black și dăm OK, ne-a aplicat o temă, o altă temă. O să pun tema de bază și aici ne întreabă cum să scaneze registrii. Noi o să acordăm o prioritate normală. Pe urmă mergem pe a doua categorie, pe Auto Run. Lăsăm bifat pe manual ca să nu pornească programul automat. Pe urmă avem lista de excludere. Aici putem să adăugăm un registru pe care să-l exclude de la scanare. Și de aici putem să programăm o scanare în funcție de preferințe, fiecare selectați, zilnic, săptămânal, lunar, când calculatorul este în modul de inactivitate, odată la startup și on logon, când ne logăm. O să dau cancel. Acestea sunt opțiunile primului program pe care de care vorbeam, despre Wise Registry Cleaner. Acum o să-l închid. Mai avem această iconiță cu clear white one click. Dacă dăm click, o să înceapă automat să scaneze. Dăm dublu click și iarăși va începe să scaneze, după cum vedeți. Eu o să închid. Acum o să dau iconițele deoparte și o să aduc kitul de instalare de la Wise Disk Cleaner. O să începem să-l instalăm și pe acesta. Dăm click pe Next. Debifăm și aici ca să nu ne aplice toolbar-ul. Încă o dată Next, acceptăm licența. Iarăși Next. Debifăm aici ca să nu ne creeze o iconiță în Quick Launch. Și lăsăm doar primele două opțiuni bifate, iarăși Next și Install. Debifăm și aici, pe Finish. Acum o să deschidem programul. Aceste două iconițe aparțin de programul Wise Disk Cleaner. Aici ne pune să alegem limba, lăsăm pe engleză, dăm OK. Iarăși ne pune să citim acel fișier help, acel fișier readme. O să dau click pe now. Mi-a apărut un wizard. Aceste opțiuni din wizardul acesta o să vi le explic mai târziu, pentru că le găsim și în altă parte. O să dau click aici să nu mă mai arate wizardul și click pe cancel. O să fac iarăși și acest program și fereastra programului mai mare. Așa, iar acum avem aici tipul fișierelor pe care le va scana. O să le bifăm pe toate. Să văd dacă am omis vreun fișier. Toate sunt bifate, e bine. Așa, acum o să dăm click pe Start și începe să caute. Ne arată aici jos ce face în acest moment programul. O să pun și acum în pauză și revin când se va termina. S-a terminat de scanat, a găsit toate aceste fișiere, sunt foarte multe. Așa, acum nu ne mai rămâne decât să mergem aici pe Remove. Dăm click pe această săgeată și avem două opțiuni. Delete to Recycle Bin și Permanently Delete, adică prima opțiune se referă la faptul că va șterge fișierele către coșul de reciclare și a doua va șterge permanent aceste fișiere rezultate în urma scanării.
O să dați aici pe care opțiune vreți. Dacă vreți să le ștergeți permanent, dați click aici și dacă vreți să le trimite în coș, dați click pe prima opțiune. Așa. Acum avem acel wizard, dacă dăm click, ne-l arată din nou. Ne anunță aici că putem să începem o scanare dând click pe butonul Start. Iarăși avem opțiunea de defragmentare. Dacă dăm click, apare fereastra și avem hard disk-ul, avem cele două partiții. Eu am două partiții în acest moment. A început să analizeze partiția C, partiția D și ne arată procentul de fișiere care sunt fragmentate. Putem să optimizăm și să defragmentăm hard disk-ul. Dacă lăsăm pe defragment și dăm click pe run în defragment, o să înceapă să defragmenteze cele două partiții, iar dacă bifăm pe optimization și dăm click aici pe run optimization, va optimiza hard disk-ul. O să închid fereastra. Acum iarăși mergem la setări. Avem general, show wizard at start, o să debifăm pentru că ne va tot apărea acel wizard. Autoget, promotion, message, o să debifăm și aici. Așa, check new version, o să dăm pe never. Play a sound when the scan is completed, adică să pună un sunet atunci când scanarea este completă. Lăsăm așa, default language, iarăși lăsăm pe engleză. Avem cele două teme. Avem opțiunea click delete button to clean temporary internet files. Lăsăm așa și și pe această opțiune lăsăm bifată. Mergem pe folder cleaning. Delete list of recently used files și folders. Cleaner Windows temp folder, adică să curețe fișierele temporare. Așa, mergem pe auto run. Lăsăm bifat pe auto exit program when clean up complete, adică să închidă automat programul când scanarea se termină. Așa, și cele două opțiuni de care pe care vi le-am arătat și aici la remove, puteți să bifați pe una dintre ele. Văd că nu mă lasă să aleg permanently delete, dar puteți să alegeți de aici, de la remove. Avem lista de excluderi și putem programa iarăși o scanare. Putem selecta partițiile sau să dăm click aici și să răsfoim prin calculator. Așa, și aici avem butonul de upgrade. Acestea sunt cele două programe pe care am vrut să vi le arăt în tutorial. Mie mi se par interesante. Acum vă mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Dragoș, voi ați fost la PC Config. Vă mai aștept și cu alte tutoriale. La revedere!